Salutare, oameni buni! Bine ați venit la o nouă recenzie. Așteptam de ceva timp momentul ăsta, pentru că astăzi nu vom vorbi despre clone, nu vom vorbi despre alternative, despre parfumuri arabești. Luăm o mică pauză și astăzi vreau să discut despre un brand, o marcă, care, deși este foarte cunoscută pe partea vestimentară a ei, este foarte cunoscută această latură, pe partea de parfumuri se bucură, în ghilimele, de un love-hate extraordinar. Mulți nu sunt de acord cu mirosul parfumurilor lor, alții, efectiv, între care mă aflu și eu, pur și simplu le adoră. Și anume, astăzi vorbim despre parfumurile de la Philip Plein. Brandul Philip Plein, la noi în țară, acest brand este mai mult recunoscut pentru modelele acelea excentrice de pe tricouri, în mare parte, și celebrele geci. Sunt sigur că 80% din gecile și din articolele vestimentare Philip Plein ce se găsesc la noi în țară, mai mult de 80% sunt fake, dar asta este partea a doua și aici nu este un show vestimentar. Așadar, după cum spuneam, astăzi vom vorbi despre parfumurile de la Philip Plein, pentru că mi se pare că nu se discută de ajuns de mult pentru ceea ce oferă. Sunt niște parfumuri extraordinare și anume astăzi vom discuta despre seria No Limits de la Philip Plein. Am toate cele trei creații to date care au apărut până acum de la acest brand și vom începe în ordinea apariției lor cu Philip Plein No Limits, OG-ul, originalul, care arată cam așa ceva. Din nou, mulți urăsc această sticlă, li se pare chicioasă. Personal sunt undeva între, nu pot să spun că îmi displace, nici că îmi place foarte, foarte tare. Avem această formă de card pe care cei de la Philip Plein, poate însuși Philip Plein, a decis să o abordeze ca și sticlă pentru acest parfum. Nu pot să spun că, nu știu, te trimite mesajul inscripționat, să spune, pe sticlă către mirosul lui, nu prea văd o legătură. Parfumul ăsta nu miroase a bani, dar a ce miroase? Foarte complicat de spus. E un parfum care pune foarte mult accent pe nota de piele în combinație cu nota de patchouli. E un parfum extrem de pielos, aș putea spune. Vorbim aici de o piele destul de animalică, pentru că, după cum spuneam, se găsește și acea notă pământie de patchouli. În schimb, pe partea de mijloc și finalitatea acestui parfum, toată această notă animalică de piele se împine extraordinar de bine cu note care trimit către o dulceață. Avem nota de bomboane de praline, avem și nota de vanilie. O să vi le citesc în scurt timp pe toate, pentru că sunt câteva. Parfumul acesta a apărut undeva în 2020 și mi-aduc aminte și acum că l-am testat într-o parfumerie, într-un magazin, și a rămas mască aproape instant, pentru că, după cum spuneam, e un parfum, ori îți place, ori îți displace, extraordinar. Tare se deschide destul de complex și complicat ca miros. Prima oară când l-am mirosit m-a dus cu gândul într-un service auto, într-o fabrică, nu știu, de piese auto. Inclusiv distingeam o notă de cauciuc cumva și asta e datorită acelei proeminente note de piele. E un parfum pe care îl văd 150% a fi masculin. Îți conferă o stare destul de, efectiv îți crește nivelul de testosteron numai mirosindu-l. E un parfum pe care recomand bărbaților de peste 30 de ani, ca să fim mai siguri așa. E un parfum care se bucură de niște performanțe extraordinar de bune, proiectează
peste 3 ore și jumătate, aș îndrăzni spre 4 ore, destul de tare, cu o proiecție generală ce trece de 15-16 ore. E unul dintre cele mai persistente parfumuri pe care le dețin în colecție și am destul de multe. E un parfum pe care efectiv eu l-am plăcut din prima. Da, unora sau multora este foarte probabil să meargă pe, nu știu, să nu le placă, să meargă pe o linie mai clasică de parfum, mai mass appealing. E un parfum care, în ciuda meniei lui, în ciuda ADN-ului lui, destul de greu și destul de greu de plăcut, se bucură de niște complimente. A reușit să primesc destul de multe complimente, într-un mod ciudat, purtând acest parfum. O să vă citesc rapid și notele. După cum spuneam, avem ca și note de vârf, nota de piper negru, note acvatice, cardamom, scorțișoară, nota de cuișoare, anason stelat, ghimbir, bergamotă, ciocolată amăruie, vanilie, tămâie, ambră, iar în partea de bază, nota de piele, note lemnoase, lemn de agăr, pe care n-am reușit să-l disting, acea notă de paciule, și nota de cedru. Recitind acum toate aceste milioane de note, ce trebuie să știți în mare parte, că veți regăsi aici acea combinație de piele animalică, după cum spuneam, cu nota de ciocolată amăruie, nota de paciuli și nota de vanilie. E un parfum dulce într-un mod ciudat, pentru că pielea este principalul jucător în acest parfum. Ca și preț, la momentul apariției știu că era destul de scump, undeva peste 400 de lei. În zilele noastre, în prezent, reușesc să-l găsești destul de ușor sub 200 de lei, bani la care se merită fără discuție. Da, ți-l recomand mai întâi să-l încerci într-o parfumerie. Se regăsește ca tester în majoritatea magazinelor destul de celebre de la noi, destul de cunoscute. Așa că îți recomand să-l încerci înainte, dar da, eu îl recomand fără discuție. Trecem mai departe. La un an după apariția lui No Limits, apare No Limits Super Fresh. Sticla nu este cu mult schimbată, avem doar adiția aici de No Limits embosată în culoare albastră, iar sticla în spate vine cumva tot cu această notă albastră. Dacă nu deja, dacă nu v-ați prins deja, discutăm aici de o abordare mai fresh a originalului No Limits. Nu v-am arătat și atomizorul. Vine cu un buton în partea aceasta și el împroașcă fix aici unde ar trebui să fie chipul cardului. O să-l pulverizez rapid ca să-mi aduc aminte, pentru că nu l-am mai purtat de ceva timp. Da, e mult mai safe acest Super Fresh decât originalul. E mult mai purtabil și mult mai ușor de plăcut majorității. Aici avem din nou acea notă de piele, dar este destul de liniștită. Este prezentă cât să îți reamintească de ADN-ul original acestei serii No Limits. Ce am simțit la acest parfum, partea de longevitate, cel puțin pe pielea mea, nu este la fel de bună ca la originalul No Limits. Este ceva mai slab, reușesc să scot undeva la oră jumate, două ore maxim de proiecție, după care nu-l mai disting în mod deosebit. Cu longevitatea totală, nu știu, aș îndrăzni să spun 6-7 ore, ceva de genul. Acesta este No Limits, purtabil pentru sezonul cald, merge foarte bine. Am observat în sezonul de primăvară, toamnă, nu într-o căldură, nu știu, de vară extrem de puternică, pentru că în continuare avem acea bază dulce, avem și acea notă de piele care este prezentă. O să vă citești la acestea notele. Să vedem. Și ce veți regăsi aici? O să vă citesc notele, după care vă voi spune în mare parte ce veți distinge din acest Super Fresh de la Philip Lane. Se deschide cu note marine, coacăze negre, pelin, smochină neagră și lavandă.
Ca și note de mijloc avem nota de piper negru, din nou cardamom, piper negru, cardamom. Avem adăugate, ce note avem în plus aici, este nota de grapefruit, bergamotă și ghimbir, care îi oferă acest aspect fresh. Și în, ca și note de bază avem bine cunoscută notă de piele, vanilie, după cum spuneam și prezentă și în original. Ciocolată albă de data aceasta, nu mai avem ciocolată amăruie, sincer nu veți simți diferența, veți regăsi și aici acea notă de ciocolată. Și note lemnoase, lemn de santal, cedru și papirus, mosc, ambră și bineînțeles pe ceea ce vreau să pun accent, din nou nota de paciuli. Deci avem în continuare acea bază ușor pământie, compusă din paciuli și nota de piele. Ce avem în plus aici este acea latură fresh dată de nota de grefui, bergamotă și ghimbir. Vei simți mai mult nota de ghimbir și grefui, bergamotă, n-are și să o disting. E cumva mai, are o tentă dulce amărui acest parfum. Dar dintre toate cele trei parfumuri în această serie, mi se pare că acesta este cel mai safe, cel mai ușor de plăcut, după cum spuneam. Ca și preț, este în jurul originalului, No Limits, tot undeva sub 200 de lei îl găsești destul de ușor, doar că, după cum spuneam, suferă pe acea parte de longevitate și de proiecție. Și trecem la ultima creație din seria No Limits, lansată anul trecut, în 2023, și anume vorbim despre No Limits Gold. Sticla asta îmi place cel mai mult din toate cele trei. Nu știu, îi conferă, îmi place foarte mult pentru că e reflectiv, îmi place în general nota aceasta aurie pusă pe sticlele de parfum, numai că aici avem de-a face cu un magnet de amprente și de complimente, să știți. Fiind foarte blucios în partea din față, nu mai avem aceeași textură pe care o avem în original, da? Cumva puse una lângă alta. Aceasta este ultima ediție din această linie No Limits și ce am reușit să disting până acum în această creație este că s-a încercat să se pună 50-50, cum ar veni, 50% din originalul No Limits, 50% din Super Fresh, No Limits Super Fresh și am avut emoții înainte să mă hotărăsc să-l achiziționez. Nu știam cumva merge toată această combinație între cele două, dar cumva a reieșit un parfum care e pretabil pe întreg parcursul anului. Nu este nici atât de animalic precum originalul, nu este nici atât de fresh precum cel super fresh. E cumva undeva la mijloc. Aici avem foarte mult accent pus pe rășini, pe notele benzoice, mai avem și imediat vă spun nota de elemi, tot o rășină. Ghimbirul este prezent, grapefruitul este prezent, paciuliul este prezent și nota de mușcată. Pielea în acest No Limits Gold este destul de puțin, aș putea o distinge doar pentru că este cumva prezent ADN-ul originalului. Nota de piele nu este listată pentru acest parfum, dar o vei regăsi cumva acolo undeva, nu știu, respirând încet, radiind încet. Este, după cum spuneam, un parfum pretabil pe tot parcursul anului. E reminiscentă nota de paciuli, care este prezentă, după cum ați văzut, în toate cele trei creații, cele trei parfumuri, doar că acesta, până în momentul de față, n-a reușit să îmi dau seama cum stă pe parte de longevitate și de proiecție, pentru că în unele zile, când l-am portat, m-am bucurat de o proiecție destul de bună, aproape 2 ore, 2 ore jumătate, 3 ore, iar în alte zile, după 45 de minute, o oră, nu mai reușeam să-l disting. I-am verificat inclusiv batch code-ul, m-am gândit că poate este, nu știu, a fost fabricat acum
mai mult timp, nu știu, deși după căutând după Belgian Code a reușit că acest parfum ar fi fabricat undeva prin 2020, când nici nu era lansat, nu știu, n-am încredere foarte mare nici în aceste site-uri pe care poți căuta Belgian Code-ul. Aș putea spune că din toată seria acesta este parfumul pe care îl plac cel mai puțin, dar în continuare are acel iz fucked up, pentru că asta este cuvântul în sensul bun, cuvântul majoritar, cuvântul care domină toată această serie, e efectiv o combinație între fucked up și mindfuck, e ADN-ul acestei serii. Efectiv, pe mine m-a acaparat, îmi place foarte mult. În general îmi plac parfumurile care miros mai ciudat, dar cumva acesta este cel care, pe care l-am plăcut cel mai puțin, dar este și cel mai recent, așa că o să-i mai acord niște șanse pe viitor. În mare parte, în concluzie, vă recomand toată seria No Limits. Nu știu dacă am să reușesc să le țin în aceeași mână pe toate trei. Dacă vă plac parfumurile mai ciudate, parfumurile care, nu știu, nu se aseamănă cu majoritatea, nu știu, Dior Sauvage, Bleu de Chanel, parfum de Marley, acum toate e căutare mare pe partea aceasta de Angel, clone Angel Share, nu știu, efectiv m-a săturat de genul ăsta de parfumuri. Așadar, dacă cauți ceva diferit, îți recomand seria No Limits de la Philip Lane, prețuri accesibile pentru toate cele trei parfumuri, pentru ceea ce primești nu poți decât să ai de câștigat. Philip Lane, No Limits, eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare cu o nouă recinție. Bye, bye!